În cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, nu doar angajații pot beneficia de asigurare, conform legii, ci și membrii familiei care nu lucrează. Și aceștia pot obține aceleași beneficii prin coasigurare. Acest lucru înseamnă că angajații care sunt asigurați în sistemul public de sănătate îl pot lua în întreținere, astfel încât să poată beneficia și aceștia de servicii medicale gratuite în sistemul de asigurări de sănătate. Care sunt condițiile și ce acte necesare, precum și alte informații utile despre acest subiect, veți afla din materialul următor. Statutul de coasigurat poate fi obținut de către soția, soțul sau părinții salariatului și trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții. Să se afle în relație de rudenie cu persoana care are calitatea de asigurat, să nu aibă venituri proprii sau venituri de până la 20% din salariul de bază minim brut pe țară, să nu dețină terenuri agricole și silvice în suprafață de peste 10.000 de metri pătrați în zonele colinare și deșez sau de 20.000 de metri pătrați în zonele montane, să nu se afle în întreținerea altei persoane. De asemenea, la depunerea dosarului sunt necesare următoarele documente. Copii ale cărții de identitate, atât ale asiguratului, cât și ale persoanei care urmează să devină coasigurat. Declarație pe propria răspundere prin care persoana coasigurată confirmă că nu realizează venituri proprii. Declarație pe propria răspundere prin care persoana asigurată confirmă că are în întreținere coasiguratul. Actul care atestă relația de rudenie. Documentul din care rezultă reținerea contribuției de sănătate, de exemplu adeverința de salariu. Potrivit legii, persoanele coasigurate nu pot avea la rândul lor coasigurați. Asiguratul care vrea să ia în întreținere soțul, soția sau un părinte fără venituri, trebuie să informeze angajatorul despre acest lucru și să-i dea următoarele documente pe care angajatorul să le depună la autorități. Act de identitate valabil la data solicitării, în original și copie. Documente care să ateste relația de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată. O declarație pe propria răspundere din care să rezulte că persoana pentru care angajatul solicită coasigurarea nu realizează venituri proprii. O declarație pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreținere persoana respectivă.